Bugetul primăriei a fost cheltuită pentru o mașină de teren. O mașină care, spun localnicii, ar fi folosită exclusiv de primăriță. Culmea este că și consilierii locali, care au votat cu largă majoritate pentru cumpărarea vehiculului de teren, sunt acum nemulțumiți. Primăria Comunei Tamaș a cumpărat prin licitație la sfârșitul anului trecut un autoturism de teren în valoare de 22.800 de euro. De ce era neapărat nevoie de o așa mașină? Primăria Tamaș are în dotare autobasculantă, are un buldo excavator, iar ori de câte ori ar nevoie, bagajul acestei autoutilitare este practic pentru a transporta o roată la o vulcanizare. Localnicii spun că banii dați pe bolidul 4x4 puteau fi folosiți mult mai bine în interesul comunității. De ce și trebuie pe aici podurile astea, care inundă să vii la mine când plouă sau s-o tochi zapada, iar am până la genunchi în apă. Pun întrebarea, cine avea voie să cumpere mașini din bani publici când noi nu avem ce ne trebuie în comună? Canalizarea nu este gata, școala de la Furnicari funcționează fără centrală în timp de iarnă. Care banii aceștia se puteau pune pentru o centrală? Eu consider că mai mult s-o lua mașina pentru interes personal și de a face naveta. La rândul ei, primărița nu crede că ar fi trebuit să cumpere o mașină mai ieftină doar de dragul aparențelor. Da, știți că președintele Băsescu totuși circulă cu un Logan. Președintele Băsescu circulă cu un Logan ca să-l vedeți noastră.